E perpendiculară și ea pe AC. Pe AC. Dar tot pe AC era și AB. AB perpendiculară și ea pe AC, că fost din ipoteză. Da. Din cele două, faptul că sunt perpendiculară pe aceeași dreaptă. Corect, rezultă că GE e paralelă cu AB. Și pe altă parte aveam din ipoteză că FE paralelă. Cum FE? E paralelă cu FE, avem paralelă FE. Da, băi, da, FE. Da, cu AG. Cu AG. Cu AG. Cu AG. Uite cum de aici, aici rezultă că patru laterul acesta. A, E, E, A, F, E, G, paralelogram. Paralelogram. Da, și s-a terminat propriu. Foarte interesant. Simpluță, dar având miezul triunghiul de aur, hai să zicem așa, ACG. Da, el îmi dă răspuns la problemă. Mă duc pe el, pic pe el, lămăresc problema. Deci două lucruri au fost. Să renunț la ideea de congruența laturilor, că nu, ipoteza nu mă ajută pentru asta. Ele sunt, dar n-am eu de unde să-mi dau seama din contextul problemei. Pentru că figura în final, fiind un paralelogram, ele sunt congruente. Dar n-am eu din altă parte, pe baza ipotezei, șanse să ajung la congruența aceea. Și atunci am părăsit-o și am zis, hai să arăt că astea două sunt paralele. Ca să fie paralele, asta joacă rol de înălțime, trebuie să joacă și rol de înălțime în triunghiul ACG. Adică să fie a treia înălțime și cu asta produsul este... A obosit, un profesor mai zis problema de trezit, dar s-a obosit și asta e cam lungă, cu trei... O lăsăm, nu? O lăsăm. Îl trag din... Da. Trag din geamă, că are și frisoane. Hai, facem sânterea. Ia cu frisoane. Sau facem sinteză? Hai să vedem ce a făcut. Da. Am făcut mai astăzi. Și deci ce a operații, operații în Q. Da. Deci. 1. Operații. În Q. Și 2. Aici am făcut paralogramul și am existat concurența înălțimilor a fost. Da. Deci paralelogramul. Paralelogram proprietăți. Da. Concurența înălțimilor. Concurența înălțimii. Da. Și probleme de coordinare. Și probleme, corect. Probleme da, am făcut și asta. Probleme. De colinearitate. Ia să stai jos, am tot un pic. Hai să facem finalul. Copii, ziceți? La revedere, vă mulțumim că l-ați urmat de pe profanat și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. La revedere, copii.